Ale cum trag, cred. Să fiu normal, cum place. Înțelegi, pot să-mi iau costumul pe mine, să stau așa în costum cu cămașa băgată în pantalon, direct așa țiplă, știi, că să mor. Când ești gras, e nașpa, mă, nu e bine. Ești puturos, ești. Tu ce am făcut acum? Am luat o pungă de carton, am făcut o salată de asta de ton și am aruncat alea pe la. Și zic, nu le arunc pe ăsta de la așa, fără, era pungă de carton, așa e frumos, mă duc frumos jos și le duc eu. Dacă era în gras, mai mă duceam pula, le aruncam așa direct să moară mă, băi, le pula mea așa le aruncam. Ai înțeles? Dar așa când ești, te simți mai, îți vine așa să faci mișcare, știi? E mai bine. Da, acum e trebuie, știu că sunt prăjit, ce să fac, că asta e viața. Bine că ești tu sănătos, familia ta, copiii tăi, nepoții tăi, mama ta, tatăl tău și cu tine și cu soția ta să vă trăiască familia și să fii și voi sănătoși. Asta e bine că sunteți voi și sunt eu. Asta să te bucur că Dumnezeu ți-a ajutat ție și la familia ta și eu sunt în felul ăsta. Ai înțeles? Asta să te bucuri. Înțelegi? Dar fac pariu că măta are 400 de chile, tactul e mort de colesterol, s-a necat cu vreo sarma și tu, băgamea, ești pula morții tăi la fel. Cred că ai cur de urs. Ia treci și bagă camera, că ai 1000 de ăștia. Vino cu dacă tot ești tare în pizdă și vorbești, ai urcă sus aici. Dacă nu, cana lingura și pe cursă la racuși, băgamea, ești pula morții tăi să-mi bag de sărac. Hai! Raus că-mi bag pula morții tăi, ori vii sus, ori fugi. Dă-te în pula mea de bulangiu. Păi dacă tot îți place să sugi pula, vină și sugi-o direct. Nu mai o suge pe la mișto. Nu? Bă, ai dracu, ce invidioși sunteți să moară familie. Lasă-i, ia ziceți, mă, nu vă dau afară. Zi-mă ce zice, bă. Lasă-i să zică-ți, bă, ce pula. Ce pula, stau așa frumos, am fumat, mă relaxez, mă, ce vreți voi, că azi dau decret, azi, aveți voi. Vreau să vină o fată, să vorbească și o fată. Limba română. E grea, mă, limba română. Foarte grea. Nu, locuiesc lângă Mirabel, dacă știi. Bine, tu ai văzut avioane, ai intrat pe Google să vezi aeroportul din Mureș, vezi că mai e unul, Mirabel. Vă da fraierici, mă zic. Tu nu ți-ai zis, mă, stau la Rockland, ți-am arătat, sunt două blocuri aici, mari, care sunt aici lângă mine, se numește, e un mall Rockland, chiar aici știe toată lumea, e o zonă bună, nu e zonă rea. Understand? Băi, nu mai am nicio poză, niciun video de alea din vacanțele mele, din figurile alea ale mele, din toate pula mea alea după Facebook. M-a închis să ia cu totul, nu mai mă lasă să mai filmeau nimic acum. Trebuie să intru pe niște telefoane, stai. Să văd cum fac să iau niște poze, niște telefoane. Da, asta am de bombardierul, așa e. Evreu tractorist? Ce să fac? Sănătos să fim, să dea Dumnezeu să fiu așa ca acum, sănătos și tractorist așa cum sunt acum. Și voi la fel să fiți tot așa cum sunteți acum. Care sunteți pe drumuri, tot pe drumuri să fiți. Care alergați, să alergați în continuu și să nu obosiți, să n-aveți plină în voi. Și o să fiu așa amărât cum sunt exact acum, exact în poziția asta așa. Fumat să mă doară în pulă să fiu exact acum, pe aceiași bani, exact cum sunt în chiloți. Să mor dacă te ce pula. Nu mai fi mă dușmănul așa, bombardierule nebunului.
că n-ai la șoc. Doamne ajută să mor. Doamne ajută la toată lumea. Ce să zic? Îți dai seama că nu-i mai bun bine. Păi da, bă, dar hai să vă zic și eu acum la toți ăștia și care sunt despre. Eu n-am plecat din România de foame ca ăștia. Vezi că ăștia pleacă la 50 de ani să ducă la furat să facă bani. Că nu sunt vai de pula lor, barosaniști și alți. Eu n-am plecat de asta. Înțelegi? Da, mă, gata, nu mai bag în seamă, nu mai bag în seamă, gata, altăceți, schimbați subiectul. Haide, nici că nu dă-l dreacu discuții, am rezolvat problema, am vorbit, a zis că când vreau eu pot să merg la... Cum mă duc la Timișoara să îmi dă fata fără nicio discuție și e ok. Până atunci n-are rost să... A venit, na, ca... Plângea pe live-uri că nu vreau eu să-i dau fata. Și am zis, da, mama, când vrea să vină să ia fata, să-i dai fără discuții. Și atât. Așa e, Adi meu. Așa e viața mea. Daniel, vă pup pe toți. Hai să schimbăm subiectul. Nico, nu viața. Andrei, dacă vrei, îți dau moderator, dar dacă ești tot așa activ, vă pun cap până acum. Știu că ai avut la mine, nu, Andreea, Ian? Mă, dă ia și tu viața mea, că tu știu că ești mereu aici. Eu răspund. De orice, ai moderator. Și nimeni nu te scoate de aici, că nu vreau eu. E ușor acum să uiți, dar nu uita cât a fost cu tine, păi, nu uit. I-am spus clar, băi, ascultați-mă și poate doare adevărul ăsta, poate nu, poate da, poate nu, poate da. Am greșit, orice bărba mai greșește alea, înțelegeți? Sibel a fost lumina ochilor mei din cap și recunosc, poate, nu o să mai fie o altă, nu o să există altă femeie. Care să o iubesc mai mult decât am iubit posibil. Ea era ochii mei din cap, era visele, și visul meu și peste tot. Nu cred să mai există vreo altă femeie care să o pot iubi mai mult ca posibil. Am crescut împreună, am făcut și fata asta împreună, nu există, nu va exista vreodată vreo femeie care să poată să o iubesc, poate, ca posibil, ca mama fetiței mele. Da, Dumnezeu a făcut așa.
ai mei. Hai. Drumul de granul. Azi, mă, eu nu-s prost, m-am dus și am făcut școala de macaragiști, am lucrat pe macara, adică nu, m-am angajat din nou în 2016, pe 13 martie, 2016, m-am angajat la Castelmanu ca pochist, m-am dus și am făcut cursul de pochist. În 2013 m-a lăsat nevastă mea cu copiii amândoi, toți trei copii m-au lăsat cu copilul cel mic. Eu trebuia să fiu angajat și să fac și școală, să mă duc să fiu acasă, să îngrijesc copiii, să fiu alături de copii. A făcut școala de prima dată, a făcut-o de făcut. Am o prietenă. Numele complet este Mărgela Moldovan? Nu, Moldovan Petru Ioan. E numele meu. Moldovan Petru Ioan? Da, Moldovan Petru Ioan. Da, eu o să vă dau mesaj pe Facebook în privat. O să-mi dați toate detaliile astea de la bancă și așa mai departe. Și după eu le postez pe pagina mea, pe profilul meu și o să fie mai ușor. Dar numai să mergeți nu la bancă, să vă deschideți cont. Moldovan Ioan. Moldovan Petru Ioan e numele meu. Numai că pagina de Facebook mi-a făcut-o nepotul meu. Acum, în urmă cu o grămadă de ani și adică trebuie, mă, găsești, pune-mă acolo cum vrei tu și nepotul meu, fiind tânăr, te bag mărgelatul. Da, bagă-mă mărgelatul, că nu, atunci umblam într-un parc polac. Da, la șantier vă descurcați? Asta m-a întrebat prietenul meu aici, de el angajează. Păi, sincer să fiu, asta am vrut să vă spun, că am făcut școala de măcaragiști, eu am lucrat pe măcara. De aici, prietena mea. Pare bine. Antonio, asta e că trecute. Ai follow de la mine. Haideți. Meciul ăsta e pe share-uri multe, se strânge mulți aici. Mulți. Mamă, deja nu mai văd share-urile. Trec prea repede. Robert, te-am prins. Ai follow de la mine. Așa. Dar mai mult de 10, băi! Mihaela, gata, te-am prins. Fac. Ai follow de la mine? Ce bine, seara asta cu lampele. Nu mai mâncați ești gura ta. Fără în seara asta, chiar mă torpilezi, ești nebun. Haideți așa cu follow, cu tot. Vă dau follow. Mi-am luat primele mele obeuri. Gabriela, ți-am dat și ție follow? Am luat femeia și am zis, vreau și obiuri. Aveți? Avem. Dați. De care? Care aveți? Asta le-am. Ia. Hai. Dăm drumul la meci? Oprește și dă drumul. Da? Două din trei, da? Bun. Fiți atenți. Deci, jocul Conac în felul următor. Jucăm două din trei. Cine va câștiga? De fapt, cine pierde, trebuie să stea un meci cu obeuri în nas, care sunt ude și umflate, bineînțeles, da? Start, toată lumea. Data trecută m-a bătut, acum trebuie să câștig eu, da? Da. Ha, două din trei, go! X-duș. Aș pre X-duș. A rămas again acum, again. Mamă, băga mea, ești tot o frumusețe rară. Ești superbă. Mai cântă Larisa Ionela. Nu mai ție nu-ți cântam. Dar și mie urmările îți dau. Uite, te iubesc. Ferească Dumnezeu să mă iubească cineva ca tine. Să mă ierte Dumnezeu. Că cu ce-am greșit lui Dumnezeu pe lumea asta? Ce-am făcut așa? Bă, tu ești fanul meu de 200 de ani. Tu ești nebun la cap. Mamă, sora mea să mor tu și eu. Ce? E bărba, mă? Băga mea și pula, băga mea și pula. Bă, tu ești bărba, mă? Bă, să-ți iei o husă de nas, bă, că vine vremuri reci. Băi, ai nebunit? Mamă, lui ăsta trebuie husă de nas. Să mor tu și eu dacă nu-i trebuie husă la nasul ăsta. Ai auzit cum e iPhone-ul ăla? Îți trebuie husă la nas, e verișoară. Să mor tu și eu dacă nu se încalță. Lui ăsta poți să-i pui bocancile.
de nord, da, știu. Păi eu am fost de multe ori pe acolo. Am fost, mă duceam la Winnipeg, știi, trebuia să o iau pe acolo, pe la tine. Pe 17 sau pe 11, nu mai știu ce, 11 sau 17. Am fost de multe ori pe acolo, am fost și iarna, mamă, ce nasol e iarna pe acolo. Doamne. Lucrez la abator, jumol gâștele astea după TikTok, ai înțeles? Le bag pe toate la abator acolo, de lucrezul, le jumulesc pe toate, ai înțeles? Tu văd că mă cunoști mai bine decât ăștia. Ce sună ăștia acolo? Sunt în Montreal, mă. Băi, buldozerist, e greu să te faci. Am vrut eu, vorbesc serios, am vrut să mor, dacă n-am vrut să-mi iau și de ăla de buldozer și de toate. Eu v-am de toate, orice poți să conduc, orice vrei tu, autocar, camion, mașină de popii, orice vrei. Și v-am zis că vreau și de buldozer de la mare. Și mi-a zis să ia, păi da, da. Nu pot să-mi dau seama cine sunt nebunele astea. Ideea este că a intrat Fabio cu mine acum 2 minute și mi-a zis de treaba ta că vin la ușa ta. Fabio, ce legătură are Fabio și că nu mai înțeleg nimic? Cum face să vină Fabio? Evadează cum face. Nu știu, dar eu sunt femeie și auzind despre Fabio atâtea povești, să mă ameninți așa face to face. Ești cu Fabio. Nu știu. Te-ai certat. Eu nu m-am certat cu nimeni, măi, niște nebune, niște obsedate, geloase de mine. Pur și simplu m-au distrus. Mi-au distrus reputații, imagini, orice. M-au terfelit în tot noroiul posibil. Singura, n-am putut nici măcar cu poliția să dau de ele, că le-am dat la poliție. Dar poliția nu stă pe TikTok să caute. Poliția caută ăștia cyber security, caută pe ăștia cu carduri, poliția combinații. Aici. Poliția e aici. Și de la fetele alea a plecat toată povestea. Și acum mă trezesc cu amenințări. Nu. De la cine? Că dacă stai un pic să te uiți așa, nu e frum. Băiatul ăsta nu e frum băiat cu minte. E... Și totuși mă amenință face-to-face cu moartea, știi? Adică eu ca femeie ce fac în cazul ăsta? Ia spune-mi tu. Ai bani? Destui. Nu așa cu... Ia da, spune. Destui. Celular. Nu mai, nu vorbi de astea, că nu avem voie. Ne trezim și fără conturi, n-ai bă. Da? Mhm. N-avem voie să vorbim de arme. Tată, eu aș putea să te ajut. Fii mei, faci mișto de mine și tu. Lasă-mă că pe bune că am nervi. Ce înseamnă asta? Te-am pus eu să umbli cu Robert Ionescu, Julia. Și dacă umblu cu Robert Ionescu, trebuie să mă omoare cineva? Că mă umplu eu cu Robert Ionescu, cine n-are păi loc? Da, e bărbatul altei femei. A cărei? Care? Nu știu care, dar cred că sunt dacă sunt nebune din ăștia. Eu nu înțeleg rolul lui Fabio, pe alea le înțeleg. Păi asta am rămas și eu așa șocată. Tată, tu ești în Anglia. Mm-hmm. Îți dau, tată, o butelie să treci apa cu ea, tată, să fugi în America. Eu am fost un fel de comandant de butelii în 92, 93. Da, mă, liniștit, că nu-ți face nici... Cum adică, doctor, mușchi tot ce mi se scrie? Ce mi se scrie? Nu mi s-a scris nimic, mi s-a spus acum pe live. E problema aici ce face cu viața, e că nu e măritată, n-are copii. Mi s-a spus face-to-face pe live, bine, și scris, da. Ionescu face 40.000 de puncte pe meci și tu nici 1.000. Până am cu cine? Zi-l Ionescu să intre în coada că-l ține pula. Auzi, mă, nu mușca din tot ce se aude. Cum dracu? Ce, măi, oameni, măi, chat, ce aveți? Vorbim pe lângă și ne înțelegem separat? Tată, noi nu ne înțelegem.